Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade. Intrarea lui Jupiter în domiciliul în semnul săgetătorului, prezența lui Uranus pe grad anaretic în semnul berbecului, sextil Soare, Pluton și Marte Uranus, iată câteva aspecte specifice săptămânii următoare. O perioadă în care trebuie să înțelegem ceea ce ne poate marca destinul într-un mod invariabil, ceea ce ne poate repune pe o linie karmică corectă. Vom discuta astăzi despre toate acestea alături de Valeriu Pănoiu, astrolog. Bună ziua, Valeriu, și bine ai revenit! Bun găsit tuturor! Vorbim despre o anumită direcție karmică, poate nu neapărat o linie karmică, dar cu certitudine o direcție karmică, și asta deoarece avem câteva planete pe grad anaretic, acel grad care marchează din punct de vedere, spuneam, karmic perioada, și două ingresuri, adică două planete care intră, Marte respectiv abia intrat în semnul peștilor, vom vedea, este o configurație foarte interesantă, deoarece Marte știm că reprezintă zeul războiului, reprezintă tot ceea ce înseamnă agitație, agresiune, răzmeriță, conflict, acțiune și reacțiune. El proaspăt intrat așadar într-un semn al credinței și al liniștii sufletești, deci cu adevărat trebuie să ne apărăm liniștea interioară, universul interior, ceea ce ne aduce bucurie sufletească, relația cu sinele și relația cu tot ceea ce ne liniștește. Tot ceea ce ne liniștește va fi puțin mai greu de păstrat în această perioadă. Mai mult decât atât, ar trebui să sărbătorim intrarea lui Jupiter în domiciliu în semnul săgetătorului, cu adevărat o perioadă de expansiune, o perioadă în care putem să ne simțim și noi optimiști, veseli, să ne recăpătăm anumite idealuri, să sperăm în ceva, să nu mai luptăm pentru atâtea lucruri, mai ales sigur că favorizați săgetătorii sau pentru alții, sigur. Jupiter în săgetător, Neptun în semnul peștilor sunt două ajutoare de mare folos pentru noi în perioada imediat următoare. Și spuneam că și anumite planete se pregătesc să iasă din zodie, respectiv Uranus, care se pregătește iarăși să reintre în, fiind acum pe grad anaretic în berbec, în Taur, acolo unde se află în cădere. Și Soarele iarăși este spre final de zodie, spre final de scorpion. Exact. Venus și el spre final de zodie. Iar nodul nord este în ultimul grad din Rac. Grad anaretic în Rac. Deci atunci când anumite planete sunt pe ultimul grad, deci gradul acela dramatic anaretic, și unele pe grad de început în alte zodii, este clar că este o perioadă marcată de descărcări karmice foarte puternice. Să nu uităm de luna plină de la sfârșitul lunii și de asemenea avem și un Mercur în exil la mijloc de săgetător. Ce înseamnă toate acestea? Vom afla astăzi, să vedem pentru berbeci ce se întâmplă. Ne iau o emisiune întreagă doar să enumerăm aspectele care se petrec săptămâna viitoare, dar aminte să le mai și interpretăm. Toate ca toate, Valeriu, dar astăzi trebuie, orice s-ar întâmpla, să păstrăm timp suficient pentru ultimele patru zodii. Ca de fiecare dată. Nu ca de fiecare dată. Vom face un efort. Astăzi vor fi faultați berbecii, taurii și gemeni, pentru că oricum ei sunt favorizați și vorbim foarte mult pentru acest. Oricum, berbercii știm că primesc foarte repede informația, nici nu au nevoie de foarte mult timp ca să acționeze. În plus, berbecii sunt zodia care preferă să tragă concluzii după ce a acționat. Deci, oricum, previziunile pentru berbeci de foarte multe ori nici măcar nu sunt luate în seamă, numai că în acest context, cu Uranus în grad anaretic, în semnul lor, în primul rând vor avea nevoie să se concentreze pe intuiție, pentru că Uranus în grad anaretic ne atrage atenția tuturor asupra mesajelor care vin de dincolo, vin pe nepusă masă, vin nu se știe de unde și nici măcar nu trebuie să ne explicăm de unde ne vin informațiile. Iar berbecii sunt într-o săptămână plină de intuiție, mai ales că luna plină se petrece pe semnul gemenilor, care este casa mentalului, a comunicării, a gândirii. Deci berbecii vor aborda altfel situațiile de comunicare. Vom vedea berbeci care sunt deschiși la nou, sunt deschiși la informații care vin din planuri foarte subtile. Există un puternic curent de spiritualizare a tuturor nativilor berbec, care nu mai văd lucrurile atât de temperamental, de rapid și de logic, de rațional, pentru că, și aceasta este o atenționare pentru toate zodiile, trăim o perioadă foarte intensă în care logica nu prea mai funcționează. Știm sloganul acela, viața este ceea ce ți se întâmplă în timp ce îți faci alte planuri, cam așa se întâmplă lucrurile la berbec. Ei
se trezesc că voiau să facă anumite lucruri și ajung în altă parte, își doreau ceva pentru ei și pentru viața lor și deodată își dau seama că toate planurile sunt date peste cap. Peste cap, da. Și această lună plină, cum spuneam, de pe 23 noiembrie, imediat după intrarea soarelui în Săgetător, îi ajută pe berbeci să gândească diferit, să accepte noi soluții pentru probleme și să accepte că în numeroase situații dorințele lor nu sunt neapărat conforme cu realitatea propriei vieți. De aceea, ce profil, îmi cer scuze, Valeriu, ce profil foarte frumos astăzi, cu Lună, Neptun și Chiron aici, în ultima casă, în Casa Peștilor, un profil de vindecare. Deci, practic, berbecii astăzi pot face lucruri care ridică vibrația, care îi fac să se înțeleagă mai bine, intră într-un contact cu universul lor și cu ceea ce își doresc cu adevărat sufletește. Fantastic! Foarte frumos aspectul. Și Marte intrat, ei proaspăt intrat. Schimbă radical convingerile, ținând cont de prezența la lui Jupiter în domiciliu, în Săgetător. Ei se gândesc se apropie de ei înșiși. Da, ei se gândesc tot mai mult la propria persoană și găsesc o cale de mijloc între ei și ceilalți. Berbecii nu mai sunt pe acest val războinic care îi caracterizează de obicei. Nu se mai luptă atât de mult, cum spune și tu în introducere. Nu mai luptă atât de mult pentru acțiune, pentru a-și îndeplini dorințele sau pentru a fi importanți în viața altor persoane, ci berbecii își caută mai mult liniștea interioară, pacea și vor să se reconcilieze cu ceilalți. Mai degrabă vom vedea berbeci preocupați să facă pace decât berbeci luptători. Luptători, exact. Mai ales că Jupiter pentru este și în casa, în domiciliu, ca și casă, pe casa a noua și cu Mercur acolo. Vom vedea mulți berbeci care fac tot felul de studii, de specializări, sunt foarte doritori de cunoaștere în perioada imediat următoare și dor nici de multe călătorii, pentru că parcă simt că orice călătorie, orice specializare, orice carte citită, orice informație pe ei ajută să se ridice, să crească spiritual și mai mult decât atât, au un univers interior extraordinar de bogat. Parcă își doresc să stea într-o liniște ei cu ei înșiși și să se înțeleagă mai bine, să înțeleagă ce le face plăcere, ce îi bucură, pe cine iubesc, cine iubește, unde se simt ei cei mai fericiți și așa mai departe. Vor să activeze zona aceasta de bucurie. Sunt câteva tensiuni, într-adevăr, în zona financiară și în zona relațiilor. Acolo ei mai descoperă câte ceva. Uranus le dă acum teza, lucrarea de control finală, pentru că iese din semnul lor și vrea să vadă dacă au înțeles să nu se mai agite acolo unde nu este cazul, de fapt să nu se mai agite aproape deloc, chiar dacă există contexte care sunt ușor rebele în viața lor. Deci practic îi sfătuim să nu se mai agite oricât de mult ar fi contextul de așa natură încât să le provoace această disarmonie. Și bineînțeles, nu în ultimul rând, ei sunt de fapt acum aflați între planeta agitației și acest Chiron vindecător, care vorbește despre faptul că practic pentru ei începe o perioadă de vindecare după toată această agitație de 7 ani tipic uraniană, pentru care se pregătesc acum nativii Taur, a căror viață intră într-o ușoară schimbare și intră de fapt pe o pasarelă destul de delicată. Nativii Taur, și cu asta trecem la Taur, nativii Taur se pregătesc să își schimbe fie profesia, fie șefii, fie casa, fie natura meseriei, fie pur și simplu se schimbă ei ca mentalitate, ca mod de a funcționa, devin mai puternici prin faptul că sunt mult mai predispuși la schimbare. Este foarte importantă pentru Taur acum starea în care se află Uranus, care știm că este responsabil cu oamenii, cu umanitarismul, aduce noi persoane în viața taurilor. Pentru ei, de exemplu, este foarte interesant, vor avea multe idei, le vor aduce altora multe idei, proiecte noi, un temperament cu totul, și știm că ei sunt stabili, pentru că până la urmă sunt primul semn de pământ, dar acum intră într-o perioadă în care își doresc foarte mult să schimbe lucruri, pentru că altfel nu se mai simt apreciați, nu se mai simt mulțumiți, nu mai sunt fericiți cu ceea ce fac. Este o perioadă favorabilă, deci spuneam, pentru Tauri, schimbărilor și lucruri importante. Acum avem și un trigon frumos între Uranus și Saturn la 6 grade. Arată faptul că ei pot pune în practică proiecte foarte concrete sau s-ar putea să aibă responsabilități noi la serviciu, și sextilul acesta Uranus-Marte de asemenea atrage în viața taurilor proiecte importante, lucruri în care ei vor fi implicați și situații în care vor fi implicați care sunt de anvergură. Deci taurii nu se vor ocupa cu Uranus în semnul lor 7 ani de aici încolo de lucruri mici, cum s-ar spune, cotidiene, minore, și doar de lucruri importante, de anvergură.
Mai există o vedetă săptămâna aceasta pe care nu avem cum să nu o amintim. Jupiter vorba despre, eu mă gândeam la retrogradarea lui Mercur. N-am menționat că Mercur este retrograd, este a treia și ultima oară anul acesta, este în exil în Săgetător, el se va duce la începutul lui decembrie și câteva grade înapoi și pe semnul Scorpionului. Dar această aglomerare de planete, mai ales din data de 22 noiembrie încolo, când vine Soarele în Săgetător, pe 23 avem lună plină, avem Mercur retrograd și Soarele Jupiter intră tot în Săgetător, pe Taurii provoacă foarte mult din punct de vedere financiar. Cum spuneai și tu, se cere la Taur o schimbare de profesie, schimbare a modului de gândire, o reevaluare a tot ceea ce fac Taurii. Practic este o săptămână în care nativii Tauri, indiferent ce ar face, trebuie să spună: stai puțin, să ne așezăm, să mai discutăm, hai să facem o pauză, pentru că în foarte multe circumstanțe Taurii s-ar putea să-și dea seama că au greșit direcția sau că s-au înșelat în privința, în privința scopurilor pe care le urmăreau, ori că au greșit oamenii cu care se asociaseră. Să nu uităm că Marte intră în casa anturajului pentru ei. Prin urmare, Taurii se gândesc foarte bine dacă investițiile pe care le fac sunt benefice, dacă oamenii de care s-au înconjurat sunt de bună calitate. Există această nevoie de a aduce plus valoare și calitate în viața lor, de a-și reevalua întregul sistem de valori în ceea ce privește pe Tauri, dar mai există această componentă de reinventare personală prin accesarea unor alte surse de venit. Ori fac bani din talente, ori își deschid o afacere, ori se lansează în mediul online, care în următorul an și jumătate cu destinul în racle este extrem de benefic Taurilor. Ori se gândesc să-și facă mai mult reclamă, de asemenea nodul Nord în RAC va susține un an și jumătate imaginea și marketingul pentru toți nativii Tauri. Deci este timpul pentru o relansare, o regândire și cel mai important... Tot ce ține de networking. Da, da, și cel mai important cuvânt de reținut pentru nativii Tauri săptămâna aceasta este tocmai semnul, indicatorul rutier STOP, pentru că ei trebuie să se mai gândească puțin înainte de a merge mai departe, indiferent de proiectele în care sunt implicați. Așa este. Este o perioadă extraordinar de prolifică și am tot spus pentru Tauri pe plan financiar. Nu numai că au forța dată de cele două planete karmice mari, de mare forță aflate în ultimul semn de pământ în Capricorn, total favorabile pentru Tauri, deci vom vedea Tauri care chiar reușesc să câștige mult mai mult decât de obicei, care au afaceri, chiar este bine să ai parteneri Tauri în această perioadă, pentru că ei sunt predispuși să câștige, ba chiar să-i ajute și pe alții care câștigă mai puțin sau care au investiții mari, nu reușesc să mai facă față și Taurii pot să-i susțină financiar pe aceștia, pentru că ei au un potențial destul de serios. Îi sfătuim să fie generoși, exact, pentru că ei poartă noroc la bani, le poartă altor zodii noroc la bani, ei oricum sunt o zodie fiind venusien ca și balanțele, sunt zodii norocoase în plan material, în planul concret, chiar și pe investiții. De exemplu, dacă mergi la cumpărături cu un nativ Taur, este imposibil să nu găsești magazinul cu cea mai bună reducere, cu cea mai bună investiție, ofertă, sau chiar să găsești Black Friday. Exact. S-au născut de Black Friday Taur. S-au născut, da. Deci, și au intenții onorabile în această perioadă, în planul acesta financiar. Mai mult decât atât, Mercurul acesta despre care spuneai că este retrograd și totuși este în exil, se află tot într-o casă financiară pentru Tauri. Ca atare, ei se pot gândi cum să gestioneze mai bine finanțele. Dacă au credite, spre exemplu, se vor gândi cum să facă în așa fel încât să le închidă mai repede. Sau să le reeșaloneze. Dacă nu au credite sau dacă vor să facă o investiție, se vor gândi care este varianta cea mai bună să facă investiția respectivă sau dacă au niște bani puși deoparte, cum, în ce să investească cel mai bine. Deci sunt destul de bine aspectați pe zona aceasta investițională și chiar și pe zona negoțului pur, adică știu ce să vândă, ce să cumpere, pot fi foarte buni sfătuitori, într-adevăr ușor obosiți de parteneri, de către partenerii cu care se asociază în diverse business-uri, pentru că acest soare pe casa asocierilor, fiind și puțin quadrat acum cu Marte,
îi tensionează puțin, adică le pot promite ceva partenerii să nu se țină de cuvânt și așa mai departe. Ei să nu se sperie dacă sunt anumite afaceri, anumite proiecte care nu sunt productive, pentru că înseamnă că ele sunt blocate karmic. Adică dacă este un proiect care... Orice ar face, n-o să iasă. Nu iese, pur și simplu. Dacă este un proiect care nu iese, înseamnă că mai bine îl abandonează, că nu este un proiect care pe termen lung, pentru că din păcate noi nu avem acest profil, nu toți, unii sunt vizionari, dar unii nu sunt vizionari și atunci când îți dorești ceva pe termen lung, dar proiectul respectiv sau afacerea respectivă sau jobul respectiv nu este în planul tău divin să fie pe termen lung, ci pe termen scurt, universul poate te blochează tocmai că nu trebuie să iasă. Deci taurii să nu se tulbure, asta vreau să spun, dacă anumite proiecte nu le ies, pentru că ele nu sunt proiectate să fie pe termen lung și să se canalizeze doar pe cele care ies de la sine. Adică nu trebuie să se tulbure dacă o afacere în care ei cred foarte mult nu iese în momentul respectiv, ci poate le iese cu totul și cu totul altceva. Deci să depună cea mai multă energie pe zona care pare a fi încurajată de către Univers, pentru că acest trigon Uranus-Saturn îi va ajuta să intuiască din prima și chiar și zilele astea sextilul Uranus-Marte ceea ce este sortit, hăruit, să spunem așa, să se întâmple. Și exact cum spuneai, acest simbol pentru ei aflat, linia aceasta a destinului pentru ei, acest nod nord aflat acum pe grad analitic, arată că cu toții trebuie să luptăm un pic cu nodul nord pe grad analitic, să dibuim cum să ne înscriem pe linia de destin, indiferent pe ce casă există. Fie că este pe casa a treia, o casă a relațiilor, cum este, de exemplu, pentru nativii Taur, pentru care, spuneam, stabilitatea este foarte importantă. Ei nu sunt neapărat atât de doritor de schimbare, cât mai mult sunt doritor să știe pe cine și pe ce se pot baza. Vor depune foarte multă energie acum să găsească tot felul de idei non-convenționale cu aceste planete, cu Marte, cu Neptun, Luna și Chiron, astăzi într-o casă uraniană. Sunt foarte interesați de lucruri total ieșite din comun. Deci taurii vor să iasă în evidență, vor să iasă din tipare, vor să facă lucruri atipice. Și lucrul acesta îi ajută, îi poziționează într-un mod foarte frumos. Să mergem mai departe să vedem pentru gemeni o lună plină de relevanță, pentru că luna se află în semnul lor opusă cu soarele din semnul săgetătorului. Și cu toate planetele ocupate, cu toate planetele în tranzit prin care ocupă casa a 10-a, exact, a peștilor, să vedem cât de importanți și cât de talentați și cât de apreciați vor fi gemenii în această perioadă, pentru că ei sunt zodia care este cel mai ușor la rampă. Gemenii sunt căutați, gemenii sunt propuși pentru funcții, gemenii sunt într-o continuă ascensiune, au această capacitate de a se ridica deasupra în orice fel de situație, mai ales dacă la mijloc este un conflict. Practic, în orice situație tensionată unde este implicat un geamăn, cumva balanța karmică va atârna de partea nativului gemeni. Gemenii sunt avantajați în această perioadă din punct de vedere juridic, din punct de vedere financiar, mai ales dacă este vorba despre litigii cu alții. Practic, gemenii pot să câștige procese, gemenilor poate să li se dea dreptate într-o anumită situație, ei au șansa de a se reabilita, de a se recredibiliza. Dar pe lângă aceste aspecte favorabile care îi plasează pe un culoar de afirmare socială, personală și chiar publică, pentru că există un context foarte expansiv pentru gemeni de a ieși în față acum și de a fi cunoscuți de toată lumea, se vorbește foarte mult despre nativii gemeni, există, haideți să-i spunem, un soi de scindare internă la acești nativi, pentru că ei sunt prin excelență zodia logicii și a rațiunii, numai că lucrurile nu mai funcționează deloc. Mercur, stăpânul lor, este în zodia opusă, mai este și retrograd, este și în exil. Prin urmare, gemenilor nu prea le iese ceea ce gândesc cu gândul, ci le iese ceea ce li se întâmplă fără ca ei să planifice nimic. Luna plină care li se întâmplă chiar în propria zodie le atrage gemenilor atenția asupra aspectului major al acestei săptămâni, care vizează asocierile, parteneriatele, viața în doi, viața de cuplu, tot ceea ce înseamnă relație personală cu unul la unul, clientela, de exemplu, oamenii
cu care ne sfătuim, oamenii în brațele cărora ne punem sufletul să ne rezolve o problemă. E bine, gemenii, odată cu această lună plină, la sfârșitul lunii noiembrie, au marea șansă de a atrage în viața lor oameni potriviți. Dar trebuie să țină foarte mare cont că soluțiile care apar acum la problemele pe care le au gemenii nu pot fi deloc raționale și logice. Ei practic trebuie să se lase luați de val și să aibă încredere că întâlnesc omul potrivit la momentul potrivit. De aceea, pentru nativii gemeni, chiar și întârzierile, adică neputința de a ajunge într-un anume loc la o oră prestabilită, chiar și un telefon care era așteptat și care nu mai sună, reprezintă pentru ei un pas înainte și o șansă a Universului de a redirecționa nativul gemeni spre locul cel mai potrivit. Gemenii trebuie să aibă încredere, ca și nativii Taur, cum povesteai tu mai devreme, că dacă ceva nu li se întâmplă așa cum credeau sau prin cine și-ar fi imaginat, lucrurile în plan subtil se așează altfel, dar spre binele lor suprem. Așadar, gemenii, este foarte important să se lege de scopuri, să aibă intențiile foarte clar definite, dar să nu aibă așteptări de la oameni, pentru că pot să suporte foarte multe dezamăgiri de la oameni de la care ei s-ar fi așteptat să primească ajutor și totuși nu primesc. Deși ei sunt oarecum profesorii oratoriei, sunt foarte buni vorbitori și sunt vorbăreți, știu să relaționeze, spuneam că ei sunt bază de dată, dacă ai nevoie de un cizmar, sun pe un geamăn, el imediat îți va, dacă ai nevoie de un banchier, de un om de afaceri, și geamăn și antreprenor, și Google încep cu G. Dum profesor, exact. Totul este de găsit într-o agendă de telefon sau în agenda unui geamăn, pentru că ei sunt bănci de date. Și totuși, în această perioadă, ei trebuie să facă și niște ajustări cu acest Mercur retrograd în exil, în semn opus, da? Asta spuneam, în ceea ce privește comunicarea, deci toate tipurile de comunicare, adică parolismul face parte tot din comunicare, ai promis ceva, trebuie să te ții de cuvânt. Dezinformarea, ei spus unei persoane că te duci într-un loc și te duci în alt loc. Persoana te-a găsit în locul respectiv și a dat seama că ai mințit sau că ai dezinformat. Deci trebuie să se pună la punct cu tot ce ține dezinformare și la rândul lor să fie atent să nu fie mințiți sau dezinformați. Este foarte important acest aspect, pentru că Mercur spune că vine să corecteze și ei sunt puși în fața fostelor greșeli. Spre exemplu, un contract care nu a fost semnat corect de către un geamăn și în urma acelui contract incorrect semnat, poate au avut niște pierderi. O promisiune pe care au făcut-o și care nu a fost onorată și de aici au ieșit niște nereguli și așa mai departe. Nu știu, sau un examen la care nu au fost atenți pentru gemenii care sunt încă studenți sau elevi, nu au fost atenți, au inversat subiectele și deși știau perfect materia, nota a fost la jumatea notei pe care și-ar fi dorit-o doar din neatenție. Deci, în orice caz, tot ce ține de comunicare trebuie perfecționat și, repet, trebuie să se raporteze la un soi de greșeli trecute în materie de comunicare, promisiuni, exactitate pe informații și așa mai departe. În altă ordine de idei, pentru gemeni urmează o perioadă de 7 ani, cu Uranus în casa liniștii sufletești, în care trebuie să-și apere energia, să-și apere rezervele de energie, adică să fie mai atenți cum o consumă. Ei, oricum, și să nu se risipească atât de mult în comunicare, cum spuneai, în discuții sterile cu ceilalți, în interes pentru viața altora, în mici bârfe care consumă de obicei. Da, ei oricum fiind mercurien și fiind puțin mai agitați. Vorbesc prea mult și despre prea multă lume. Exact. Și atunci următoarea să mai oprească. Da. Și Uranusul acesta care intră pe casa liniștii sufletești o să urmeze o perioadă de agitație. De asta spuneam să-și apere rezervele de energie, pentru că pot apărea tulburări, mai ales pe zona aceasta a sistemului nervos și a circulației sângelui, pentru că asta reprezintă Uranus. Ei se pot afla în prezența multor persoane, jonglează cu tot felul de medii, intră în tot felul de medii, se pot duce la cursuri, se pot duce la examene, în proiecte, conferințe, recepții și așa mai departe. Peste tot vor fi gemenii, dar totuși trebuie să se gândească că nu le pot face chiar pe toate, nu pot participa totuși la toate evenimentele și atunci trebuie să devină mult mai ponderat și să-și păstreze un pic timp și pentru că oricum destinul lor este foarte mult legat de destinul altor persoane și cu toate aceste planete aflate în casa socialului, în casa a 10-a. Oricum au o viață foarte socială și o viață încărcată de tumult pe zona aceasta socială, deci nu se pune problema pentru gemeni să stea în izolare, să nu participe, dar totuși este important să se și reculeagă pentru a vedea ce proiecte
urmează pentru ei a doua zi. Pentru că nu trebuie să uite ce potențial frumos au pe zona financiară cu acest Pluton și Saturn în casa 8-a, cât de frumos este aspectat Pluto cu Soarele, spre exemplu, acum, și cu Neptun în semnul peștilor, deci ei au o șansă să crească financiar fantastică, cu condiția să se maturizeze, cu condiția să nu își dorească afaceri care nu fac parte din destinul lor. Pentru nativii gemeni care au intrat în business-uri sau în proiecte care nu au legătură cu destinul lor, de exemplu, ei, să spunem, sunt profesori și vor să devină oameni de afaceri, nu o să iasă. Sau ei sunt oameni de afaceri și vor să devină profesori, nu o să iasă. Deci trebuie să se canalizeze fix pe acele lucruri pe care știu să le facă foarte bine, pentru că acele lucruri... Pe meseria care i-a ales. Pe meseria pentru care sunt hăruiți. Să vedem ce impact va avea această lună plină pe casa liniștii sufletești și a credinței pentru nativ irac săptămâna următoare. Acesta este indicatorul săptămânii pentru nativ irac, adică ei ar trebui să acorde foarte multă atenție propriului suflet, ar trebui să petreacă foarte mult timp în singurătate, ar trebui să se retragă puțin de grupurile sociale, ar trebui să își așeze gândurile în ordine, fără influența celorlalți. Dar toate celelalte aspecte astrale îi trag pe raci tocmai în direcție inversă, pentru că avem o casă a șasea în săgetător ocupată de planete și, ca să fie tabloul complet, Mercur din Pești face și quadratură cu Jupiter, ceea ce înseamnă surescitare totală în această perioadă pentru nativii rac, care dau foarte multă atenție micilor detalii ale vieții și, mai mult de atât, riscă să devină excesiv de critici cu cei din jur. Practic, viața lângă un rac în această perioadă poate să fie extrem de explozivă, extrem de inflamabilă, din cauza că nativul rac se agață și de ultima scamă căzută pe covor. Practic, este o perioadă în care nativii rac se năpustesc cu toate forțele și prin foc încrucișat asupra celor din jur. Iar această quadratură între Marte și Jupiter, cum scrie la cărțile de astrologie, le atragem atenția că înseamnă convingere falsă că știu ei mai bine întotdeauna decât toată lumea și că există o singură cale de fiecare dată. Practic, există acest potențial de conflict care să plece de la nimicuri, da, exact, în viața racilor, și mai există încă un risc major pentru ei să creadă că știu mai bine sau să se informeze singuri și să dea verdicte într-o zonă în care nu sunt specialiști. Planetele din săgetător sunt, de pildă, în casa a șasea, care este și a sănătății. Și atunci ce poate însemna acest aspect? De exemplu, un rac să se confrunte cu o problemă medicală și, bineînțeles, să se trateze pe Google sau să meargă la farmacie și să se mai certe și cu farmacista, pentru că știe mai bine ce tratament îi trebuie. Astfel, evitând cu orice preț să consulte un specialist, adică să meargă la medic. Așadar, da, așadar, există acest risc de a greși sau risc de a intra în polemici sau risc de a suporta întârzieri sau de a se șicana cu ceilalți din pricina convingerilor sau din pricina acestui aer de superioritate pe care îl manifestă nativii rac și asupra căruia trebuie să insiste foarte mult. E o nevoie foarte mare acum în viața racilor de temperare, de a face lucrurile în ordine și de a nu dori să facă prea multe lucruri deodată, pentru că racii se implică în foarte multe activități și s-ar putea să constate că nu fac față, că nu reușesc să le termine pe toate. Politica pașilor mărunți este pentru nativii rac aplicabilă în orice domeniu al vieții și insist asupra acestui aspect încă o dată. Este foarte important să mai și asculte, nu doar să comunice și să învețe pe alții, pentru că racii se pun acum în rolul de învățători, un rol pe care nu-l iau neapărat. Vestea bună este că din viața de familie dispar tensiunile și conflictele, în afară de acele mici șicane despre care vorbeam mai devreme, dar la nivel de ansamblu veștile devin din ce în ce mai bune, pentru că Venus a ieșit din retrogradare și are mers direct. Prin urmare, apar vești bune, de mult așteptate, în ceea ce privește căminul, casa, familia. Mai mult decât atât, avem un aspect foarte interesant.
Neptun, Lună, Chiron, Marte, într-o casă a revelațiilor, într-o casă a cunoașterii, de fapt, zodia este a revelațiilor, casa este a cunoașterii, combinația aceasta de casa săgetătorului cu zodia peștilor atrage atenția asupra unui soi de profeții, vise profetice, vise în călătorie în viitor, deja viuri, intuiție foarte frumoasă, un soi de visare, trăiri, da, spirituale, senzoriale, își pot simți viitorul, pot simți ceea ce li se întâmplă lor sau apropiaților sau celor din jur. Deci este o conectare cu lumea de dincolo foarte frumoasă în această perioadă, odată și cu intrarea lui Marte în Pești, chiar vor simți nevoia să învețe, să cunoască, să ia în calcul această lume a ezotericului, care este o lume fascinantă și așa mai departe, în paralel cu nodul nord în semnul lor, care arată faptul că ei trebuie să se descopere, ei trebuie să înțeleagă cu adevărat cine sunt ei, de ce sunt în anumite contexte în această perioadă, vor deveni ușor neliniștiți, pentru că trebuie să înțelegem un lucru, nativii RAG nu sunt într-o perioadă confortabilă cu Saturn și Pluton în semn opus, ceva lor li se întâmplă, ceva care îi revoltă, ceva care vine un pic împotriva valului, împotriva liniilor de dorință, împotriva, este ceva ce îi obligă să facă lucruri cu care ei nu sunt neapărat familiarizați, nu, adică sunt ca peștele în apă, adică exact invers. Spre exemplu, dacă un nativ RAC are o natură independentă, destinul îl va obliga să stea acasă. Fie că are o casă de care trebuie să se ocupe, fie că intervine o familie, fie că, nu știu, este un membru al familiei mai bolnăvicios și trebuie să se ocupe de el și așa mai departe. Dacă este un nativ RAC, căruia nu-i place școală, să spunem, care există. Printr-un concurs de împrejurări, există, da, sigur că da, în orice zodie există, va fi silit să în această examene, perioadă de să dea examene sau să-și ajute copiii la examene și așa mai departe. Dacă este un nativ RAC care nu are niciun chef să producă bani, pentru că e revisător, va fi obligat să suporte, să susțină niște datorii, astfel încât va trebui să se ocupe de bani. Să devină și bogat. Revenind după publicitate și cu alte aspecte pentru nativ. Mergem mai departe, da, să vedem ce aspecte avem. O concluzie, de fapt, înainte de a trece la leu pentru nativ RAC. Racii să stea mai mult cu ei înșiși săptămâna aceasta, să se implice mai puțin în poveștile de viață ale altora și să-și facă niște procese de introspecție. Da. Este o perioadă de mare introspecție pentru ei. De ce? Pentru a înțelege de ce li se întâmplă ceea ce li se întâmplă, chiar dacă nu recunosc. Spuneam, vorbeam despre revolta pe care le-o dau cele două planete în semn opus și planete grele, planete karmice. Cu alte cuvinte, nu se pupă karma cu ceea ce își doresc ei. Karma vine cu o propunere. Dacă, spre exemplu, un nativ RAC în această perioadă își dorește să stea foarte liniștit, karma vine și spune: nu poți să stai liniștit pentru că trebuie să te ocupi de acest examen sau trebuie să-ți faci o casă sau trebuie să te apuci de nu știu ce speculații financiare, în sensul bun, sigur că da. Deci viața le propune tot felul de proiecte care sunt exact opusul disponibilităților sufletești și tocmai din asumarea acestor activități pe care destinul le propune cu mare înțelepciune și care înțelepciunea universală, sigur că dar nu se compară cu înțelepciunea noastră, oricât am fi de înțelepți, din acceptarea acestor provocări și intrarea pe făgașul de destin cu nodul nord și mai mult vor intra racii pe linia lor de destin, n-au intrat întru totul până acum, ei vor descoperi cât de inteligent este destinul și de ce, încă n-au înțeles, de ce i-a pus în aceste situații și cât de fascinant este de fapt că au de învățat și de înțeles ceea ce au de înțeles până la urmă. Să mergem mai departe să vedem și provocările pentru lei, știind că provocările nu lipsesc din viața leilor, ei niciodată nu se plictisesc și asta pentru că sunt foarte